Mai rog locul, așa, o secundă. Am rămas impresionat de această confirmare a experienței părinților filocalici în lucrările de Ioane Amorite, la Eșteinhardt, apoi, bineînțeles, părintele Dimitrie Dejan cu bucurie și părinții. Aș încheia, aș dori să închei această seară cu aceste mărturii ale Transmigrării Suferinței din Jurnalul Fericirii. În mica celulă de la Zadră, singur, îngerâncesc și fac un bilanț. Am intrat în închisoare ouă cu vaci străbunzări de lumină, dar nu asupra realității, ci interioare. Străfugerări autogene de bestie care desfică întunericul fără a risipi și ies cu ochii deschiși. Am intrat răsfățat, răzgâiat. Ies vindecat de fasoane, nasuri și lifose. Am intrat nemulțumit, ies cunoscând fericirea. Am intrat nervos, supărăcios, sensibil la fiacul, ies nepăsător. Soarele și viața îmi spuneau puțin. Acum știu să văd felioare de pâine cât de mică. Ies admirând mai presus de orice, curajul, demnitatea, onoarea, eroismul. Ies împăcat cu cei care le aveam creștini, cu prietenii și urmarii mei. Așa cum nimeni nu știu. Stau în genunchi și îi mulțumesc lui Hristos Dumnezeu și îi făgăduiesc să fac tot ceea ce voi putea spre a mă purta de acum încolo ca un domn rece în fața tuturor adversităților, piericilor, zădărârilor, numai vesel, mereu recunoscător pentru orice bucurie, orice vorbuliță bună care nu va fi blestem sau jurătură. Și voiesc mai bine moartea decât să fac păcate strigătoare în cer. Iar concurunarea acestei transfigurări a suferinței în dorinii metodologii care începe cu cei datorez eu lui Hristos, doar câteva mărturii care sunt extraordinare, profund duhovnicești. Orice evreu trecut prin taina Sfântă a Botezului, căruia Domnul i s-a revelat și care acum se numără printre idei care au crezut în El, poate de asemenea striga: de ajuns făcută-i Hristoasă Dumnezeu pentru mine. Pentru a fi desprins solții care îmi acopereau ochii, îți mulțumesc din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată învățătutea mea. Doar atât de ai fi făcut, după ce ai luat aminte la mine, cu vrednicie și cu dreptate, este să strig cu lacrimi daelic. Pentru a fi găduit putința să-mi cunosc propria păcătoșenie, nimicnicie și ticăloșenie, îți aduc laude și mulțumiri și de s-ar mărginit doar la atâta darul făcut mie, tot prea de spus este ca să repet daelic. Pentru a fi găduit să te pot ruga, să te iubesc și să mă închin ție, de ajuns ca să binecuvântez în numele Tău. Pentru a fi sădit în mine nădejdea iertării și a fi început să întrezăresc putința mântuirii, fii Doamne, preaslăvit. Pentru a fi dat îndrăzneala să concep stabilirea unor relații de tip eu tu cu tine, Domnul și Dumnezeul meu, mă minunesc și nepricepându-l îmi spune altceva, strig daelic. Pentru că din rob și schilot, Hristos m-a făcut un liber. Tu m-ai făcut un liber și senior. Din fricos și mișel, om îndrăzneț, din ființă a întunecimii, un ahtiat după lumină. Și sloboda încerca senzația că nu este interzis, a năzuit să mă pot efectiv potrivi cu învățătura și vrerea ta. Pentru că nu numai că m-a descoperit pe mine, nu sunt pentru toată mizeria și josnicia și nimicnicia mea.
și mi-a dezvăluit mie însumi latențele bune și pericioase din lăutul meu. Mi-a arătat că nu sunt definitiv și imediat de pierdut. M-a scos din cloacă în pustime, din cloacă în pustime și desă. Mi-a tradus existențial și pe-a mea cu tremurătoare și mânghietoare. Și nu mi-a cerut să mă anihilez, să mor, ci din potrivă să mor păcatului și zădărnicilor, să ies puternic într-o ea, cu dragoste și bucurie, adică într-o libertate, voie bună și calm. Mi-a dat de asemenea voie să mă împărtășesc cu prea curatul său trup, cu scump sângele lui și să-mi pot da seama că orice faptă josnică îmi este numai izvor de amărăciune și culpulare, iar ca actele de mărinie, curaj și detașare, faptele bune și frumoase, ale atât de hulite, morale, practice, sunt singurile creatoare de pace și mulțumire. Și iată că această mărturie care arată clar transfigurarea suferinței, transfigurarea prin suferință care a dus, spune Steinhardt, a dus la această descoperire a lumii. Într-una din nopți a avut această revelație a lumii. Mai întâi este vorba de bucurie, bucurie entuziasmă. La jinal, nu te lasă grijile să dormi sau te deșteaptă din somn. Dar se întâmplă ca și de pe urma fericirii să te pomenești treaz în noile nopți. Așa mi s-a întâmplat mult timp după ce am primit botezul. Doar din bucurie deschideam brusc ochii, cuprins de o stare euforică, izvoritoare, nu de adormire, ca la stupefiante, ci de veche, de viață supraintensă. De somnul mi-ar da mie, de odihnă, ci de veche, de viață, sau mi-ar da mie de uitare, nu. De prea plin îmi venea să mă repet jos din pat, ori de pe brici, să alerg, să strig de bucurie, să-i zgâlții și pe ceilalți, să le spun că sunt fericit, să-i rog să-și dea seama ce comoară posedă cu toți, ce sobiță minunată, ce tranquilizant fără prescripție medicală. Mă rog de mine că strășnicia regulamentului mă împiedică să mă dau un spectacol. Ceva din felul meu, diurn de a fi, trădează probabil măcar în parte veselia mea lăuntrică, deoarece unora ne sunt surprinzător de drag, în timp ce altora ne impun o solidă antipatie. Vederea lumii necreate, vederea lumii metaboricii de asemenea este o mărturie a lui Nicolae Steinhardt, atunci când este el cuprins de această lumină necreată. Și iată ce spune. Este o mărturie care confirmă ceea ce învață părinții Dracului de Aur, Sfântul Grigore, Palama, apoi în secolul al XX-lea, cei care au participat la Domnul Atunci. În noaptea aceea, chiar, sunt dorit cu un vis miraculos, o vedere. Nu văd pe Domnul Hristos întrupat, ci numai o lumină uriașă, albă și strălucitoare. Și mă simt nespus de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părțile, e o fericire totală și alături de totul. Sunt scăldat în lumina orbitoare, plutesc în lumină, sunt în lumină și exult. Știu că va dura veșnic, perpetuul imobil. Eu sunt, când vorbește lumina, dar nu prin cuvinte, prin transmisiunea gândului. Eu sunt și înțeleg prin minte și pe calea simțirii, înțeleg că e Domnul și că sunt în lăuntul luminii taborului, că nu numai o văd, ci și viețuiesc în mijlocul ei. Mai presus de orice, sunt fericit, fericit, fericit. Sunt și percep că sunt. Și nu și spun. Și lumina parcă e mai luminoasă decât lumina. Și parcă vorbește și îmi spune cine e. Visul mi se pare a durat mult. Mult de tot.
Fericirea nu numai că durează continuu, dar și crește mereu. Dacă răul nu are fund, apoi nici binele nu are plafon. Cercul de lumină se lățește din ce în ce. Iar fericirea, după ce m-am văluit mătăsos, deodată schimbă tactica. Devine dură, se aruncă, se prăbălește asupra ca niște avalanșe care, antigravitațiunea, mă înalță. Apoi, iar procedează în alt fel. Duios, mă leagă și cele din urmă, fără amenajamente, mă înlocuiește. Nu mai sunt, ba sunt, dar atât de puternic, încât nu mă recunosc. De atunci mi este destul de rușine. De prostii, de răutăți, de scânăvii, de toane, de vicrănii. Rușine. Așadar, încheiem această seară în acest ton doxologic. E minunat faptul că Părintele Nicolae Ștancă îi mulțumește Mântuitorului Iisus Hristos de aceste cuvinte pentru a fi găduit să te pot ruga să te iubesc și să mă închin ție. Te ajuns ca să fii, ca să binecuvintez Sfântul Părintele. Pentru a fi sărit în mine nădejdea iertării și a fi început să-mi trezeresc cu fița umbirii, vii Doamne, preastăvit. Amin.